Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. Pe HBO de la ora 20 puteți urmări filmul Closer to the Moon, în regia lui Nae Karanfil. În Bucureștiul anului 1959, un spectaculos jaf asupra unei furgonete a Băncii Naționale a României pune întreaga țară pe jar. Patru bărbați și o femeie sunt arestați, judecați și condamnați la moarte și în timp ce așteaptă execuția, sunt obligați de către securitate să apară într-un film propagandă despre fapta lor. Toți cei cinci protagoniști sunt eroi ai rezistenței din timpul celui de-al doilea război mondial și membri importanți ai societății române și știau clar că vor fi prinși și executați. De la 20:30 pe Antena 1 puteți urmări filmul de acțiune Legea Străzii. Jason Statham este Joey, un fost soldat din forțele speciale, ajuns acum să trăiască pe străzi în lumea de infractori din Londra și care se transformă în înger răzbunător când destinul îl obligă să-și asume identitatea al cuiva. Legea Străzii este un thriller brutal, dar surprinzător de emoționant despre un om care crede despre el că este de nemântuit și care caută să-și facă singur justiție, dar ce găsește este dragostea, chiar dacă e efemeră. ProTV prezintă de la 20:30 Misiune Imposibilă 3. Tom Cruise, unul dintre cei mai apreciați și de succes actori din lume, se întoarce la unul dintre rolurile care l-au făcut celebru, agentul secret Ethan Hunt. La petrecerea de logodnă, Ethan primește un telefon de la o agenție care se ocupă cu păstrarea secretelor de stat. Aceasta îi spune că un agent pe care el l-a antrenat și de care s-a apropiat foarte mult a fost luat ostatic de către unul dintre cei mai mari contrabandiști ai lumii. Misiunea se complică în momentul în care acesta o răpește pe logodnica lui Ethan. Such a nice car. Do it. De la ora 23 pe Viasat History puteți urmări documentarul Operațiuni Secrete. Acest serial dezvăluie funcționarea unităților de elită care efectuează operațiuni secrete și spune povestea câtorva dintre cele mai dramatice acțiuni militare din istoria recentă. Episoadele conțin reconstituiri realiste ale evenimentelor, mărturii din partea celor implicați și imagini de arhivă și folosesc efecte pirotehnice și grafică pe computer pentru a ne înfățișa în detaliu planurile de atac. De la ora 21:10 pe TVR1 puteți urmări filmul Arbitraj cu Richard Gere, Susan Sarandon și Tim Roth. Magnatul Robert Miller este disperat să finalizeze vânzarea companiei sale către o bancă importantă înainte ca fraudele sale să iasă la iveală. Dar o greșeală neașteptată pune în pericol tot ceea ce își dorea să realizeze. Adorme la volan în timp ce își duce amanta într-o escapadă de weekend și în urma accidentului produs, aceasta moare. Temându-se că afacerea lui este în pericol, Miller își acoperă urmele, negând că are ceva de a face cu accidentul. Efortul lui de a reduce pagubele merge din ce în ce mai rău, pentru că un detectiv agresiv nu îl scapă din ochi, debitorii îl caută, vânzarea companiei este în pericol, iar fiica lui se simte trădată de investiția netransparentă a tatălui său. That person were closing a merger with a large bank. Any arrest could derail the transaction. Half of the fund's assets are missing. There's a $400 million hole here. That's ridiculous. You're looking at 1,000 years jail time. What am I supposed to do? Yeah. There's a detective Breyer here to see you. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă.
O femeie în vârstă de 59 de ani a murit, iar un bărbat de 61 de ani a fost rănit în noaptea de sâmbătă spre duminică după ce au fost loviți de o auto utilitară. Evenimentul rutier a avut loc pe DN2, supranumit Drumul Morții, iar la volanul autoturismului se afla un cetățean ucrainean. Potrivit martorilor, victimele, pietoni, mergeau pe mijlocul benzii de circulație. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Un grav accident rutier a avut loc la orele amiezii în Hârlău. Un copil de 10 ani a fost lovit de o mașină, iar impactul a fost atât de violent încât minorul a suferit răni foarte grave. La fața locului a fost trimis un elicopter SMURT care l-a preluat, fiind adus la Spitalul de Copii Sfânta Maria. Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire a copilului. Un accident rutier s-a produs noaptea trecută în localitatea Chicerea din comuna Tomești. Un autoturism înmatriculat în județul Vaslui s-a răsturnat după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Mai multe echipaje de poliție și pompieri s-au deplasat la fața locului, însă s-a constatat că imediat după impact, persoanele implicate în evenimentul rutier au părăsit locul accidentului. Șoferul ar fi începător, iar polițiștii ieșeni au deschis o anchetă pentru identificarea acestuia și stabilirea cu exactitate a motivelor care au dus la producerea accidentului rutier. La noapte cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Izolat va fi ceață. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 17 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei spre 1 grad. În capitală cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 13-14 grade, mai scăzută în zona preorășenească. Mâine vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod normal pentru această dată, local chiar deosebit de caldă în orele amiezii. Cerul va fi variabil spre mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și local în Moldova, Dobrogea, Banat și Crișana. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20-22 de grade pe litoral și 31-32 de grade în lunga Dunării. În capitală, vremea va fi predominant frumoasă, iar în orele amiezii se va menține deosebit de caldă pentru începutul lunii octombrie. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. La munte, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate noaptea, când pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în special pe creste, dar și în timpul ploilor. Începe povestea lor, dar tu ești ocupată? Pune pauză și o urmărești mai târziu. Ți-a scăpat primul lor sărut? Derulează! Te-a emoționat nunta? O poți înregistra! Vrei să vezi altceva? Ai o colecție de filme și seriale din care poți alege și ai totul la o calitate excepțională a sunetului și a imaginii de 5 ori mai bună decât cea standard. Numai cu televiziunea Dolce Interactiv de la RomTelecom. RomTelecom. Împreună acasă. Pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici, pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. RomTelecom. Împreună acasă. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie.
Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. Romtelecom. Împreună acasă. Trăiește în direct cel mai mare spectacol fotbalistic din lume. Acum, pe Dolce și DolceTV.ro, vezi live toate meciurile UEFA Champions League. Întregul spectacol. 146 de meciuri transmise în direct. Numai pe Dolce și DolceTV.ro. Cu televiziunea Dolce de la Romtelecom ai mii de filme în fiecare lună și seriale cât vezi cu ochii. Iar ca să fii mereu pe fază, nu pierde transmisiunile sportive. Și dacă visezi să fii explorator sau om de știință, Dolce îți aduce mii de documentare lunar. Comandă acum televiziunea Dolce la 0219858 și primești gratuit un pachet suplimentar la alegere. Dolce Romtelecom, cea mai bună alegere. Ah, uite că vine. Haide să mănânci. Mănâncă mult. S-au găsit și în sfârșit. Psst. Bărbeilor, înțeleg că aveți 6 luni gratis de la Dolce. Dar mai băgați-vă și pe mine în seamă. Gata. Dolce, te uiți gratis. Din ce în ce mai multe căsuțe au devenit Dolce, pentru că de acum ai pachetul de bază Dolce Variety cu numai 2,32 euro pe lună în primul an și noul pachet Kids cu 4 noi canale pentru copii gratis în prima lună. Detalii la 930 sau în magazinele Romtelecom și ale partenerilor. Dolce, televiziune digitală totală. Lână pentru bunica? Avem. Mașină uriașă de popcorn? Avem. Baterii? Avem! De telecomandă! Fii gata pentru 6 luni de abonament TV gratis de la Romtelecom Dolce. Cheltuiește-ți banii cu cap! Haideți să facem o vizită în lumea fascinantă a imaginilor de înaltă definiție. Știați că imaginea redată de televizorul dumneavoastră poate să fie mai mare și mai clară fără să depuneți nici un efort? Formatul High Definition HD redă cu fidelitate imaginile și sunetele, oferind detalii uimitoare pe care filmările în format standard nu le pot transmite. Vreți să vedeți imagini de 5 ori mai clare? Mult mai aproape de realitate? În formatul HD, sunetul are o calitate superioară, imaginile surprind toate detaliile, iar rezultatul vă oferă o experiență de până la 5 ori mai intensă. În plus, puteți aduce cinematograful în casa dumneavoastră. Pentru că în timp ce imaginile standard sunt difuzate în format 4x3, imaginile HD sunt redate în format 16x9, exact ca într-o sală de cinema. Astfel vă veți bucura la maxim de televizorul dumneavoastră performant de tip HD sau Full HD. Ia-ți acum televiziunea Dolce de la Romtelecom și trăiește experiența High Definition. Mama ți-a îmbogățit viața cu povești. Acum e rândul tău să-i aduci acasă eroii preferați. Oferă-i mamei tale 3.000 de filme pe lună cu televiziunea Dolce la un preț special dacă e deja client Romtelecom. Romtelecom. Împreună acasă.